perioadă specială. Suntem la câteva zile înainte de praznicul Învierii Domnului. Este și motivul pentru care am gândit acest concert pe care să-l oferim cu bucurie și plăcere publicului focșănean. Un concert, așadar, slavă pentru cel de sus, dedicat, cum spuneam, Învierii Mântuitorului. În această seară, pe schimb, actorii, trebuie să recunosc că emoțiile sunt mari, pentru că veți avea în față, pentru prima dată, două ansambluri muzicale ale Focșanului, corul de cameră pastorală, bine cunoscut dumneavoastră, mult mai bine cunoscut dumneavoastră, și orchestra de cameră Unirea, o formație instrumentală mai nouă înființată, acum 4 ani, în 2009. Corul de cameră pastorală împlinește în acest an 35 de ani de activitate neîntreruptă. Este un cor cu numeroase distincții și premii naționale și internaționale. O formație corală care a bucurat atât inimile focșănenilor, dar și publicul din alte localități și din afara țării. Și iată, ne-am gândit ca împreună cu, spuneam, mai proaspăta formație de artiști a Orchestrei de Cameră Unirea să gândim acest concert și coral, și simfonic, dar și vocal simfonic. În această seară, concertul a fost structurat pe două părți, de fapt, în trei momente, făcut o singură pauză. În primul moment, în moment corala capela, susținut de corul pastoral, vor fi audiate lucrări compuse de Gabriel Bucescu, de Ciprian Bobescu, de Nicolae Lungu, de Johannes Brahms, Orlando Lasus și Charles Bruno. O să luăm o mică pauză, de fapt, un pic mai mare pentru că la trebuie să amenajăm scena și scaune, stative, astfel încât să încapă ambele formații artistice pe scenă. Partea a doua, cum spuneam, e compusă din două momente. Un prim moment doar instrumental al Orchestrei de Cameră Unirea. După care urmează momentul cel mai așteptat, momentul vocal-instrumental. Cele două ansambluri ale Focșanului. Momentul instrumental va fi compus din două lucrări foarte frumoase. O lucrare românească, Sabin Drăgoi, divertisment sacru, doar partea a și partea a doua. Dar și Johann Sebastian Bach, cunoscutul în concert, dar în din numărul 1 în cameră. În momentul vocal instrumental vom audia Scări cu mare bucurie, lucrări iarăși ale Johann Sebastian Bach, prolific în geniu al contrapuntului și al muzicii baroce. Din cantata Inimă și Gură și Noapte și Viață, coralul Iisus rămâne bucuria mea. Apoi, din Mateus Passion, Sângerează Inimă Dragă, solistă Alina Lăduncă-Coman. Tot din Mateus Passion, aria instrumentală Dați-mi înapoi pe Iisus al meu. Și în încheierea momentului Bach, coralul O cap plin de sânge și ren. Urmează Gheorghe Fica Mântuire, cantată pentru cor și orchestră. Apoi, cunoscutul cor al sclavilor din opera Nabucco de Giuseppe Verdi. În acest an s-a aniversat și 200 de ani de la nașterea genialului compozitor italian. Iar în încheierea concertului nostru, Georg Friedrich Händel, din oratoriu Mesias, Aleluia. Corul, după cum știți, este dirijat de profesorul Dr. Dumitru Sănătrachi, pe care ne invită în scenă la aplauze dumneavoastră. Este dirijată de același Vincent Grüger, neobosit și un mare
prieten deja al Focșanului, poate dăm și cetățenie română, sigur, tot ce să mai spun, emoțiile sunt mari, cred, pentru că există un interes special atât pentru corul pastoral, dar și pentru Orchestra Unirea de a cânta împreună. Este prima lor colaborare și sper un concert deosebit de primit, bine primit de dumneavoastră, pentru că noi mai dorim să mai colaborăm. Atât corul pastoral, cât și Orchestra Unirea să mai facem astfel de momente frumoase pentru publicul Focșanean. Suntem